Așa, dar, dragilor, încă o problemă care vreau să vă prezint. Sigur, suntem de seară, destul de târziu, dar fiind faptul că am descoperit așa o problemă interesantă, țin să vă prezint imediat. Aici am descoperit în stupul acesta, am pus pe cealaltă vecină, unde am început să transvazez dintr-o parte în cealaltă. Ei, ce am găsit? Am găsit marca care se apropie de stadiul final. Deci, ușor, ușor s-a trântorit. Adică a devenit trântorit. În ce sens? Ca să văd dacă o descoper, parcă pe rama asta am lăsat-o. Deci, spermatica este pe final și în celulele, da, este aici. Și în celulele de albină, fiindcă pereții, chiar dacă sunt guși, nu mai e, adică spermatica nu mai este atenționată, este atenționată, dar nu mai declanșează să plece un spermatozoid pentru fecundare. Ouă acela care ajunge în celula, deși celula e de albină. Atenție, celula e de albină. Ce face? În condițiile astea o înalță și va crește un mascul. Da? Vedeți, celula e de albină și totuși albina își dă seama că e suflu de mascul și o înalță. Și în felul ăsta vom avea aici, ce credeți, că vom avea trântori. Deci crește masiv trântori de la un loc încolo. Are și zone în care a mers bine, dar și zone în care nu a rezolvat bine problema și spermatica repetă e puizată și iată că a apărut o problemă aici. Ce vreau să vă spun? El e destul de bine populat. Except rame este care am luat-o, deci este destul de bine populat. A și făcut treabă bună. Catul este aici, deci este, cele 9 rame sunt full, pline cu miere, încă n-a căpăcit-o, dar este, unele sunt și căpăcite. Și atunci, fără să-și dea el seama, voi introduce o altă marcă. Cum? Vă explic cum voi face. Fiindcă avem buzunărelul, prin spate aici vom da drumul la și atât cu ocazia să vă prezint varianta de grilă nouă, nu grilă, ci varianta diafragme cu patru ochiuri. Deci mirosul îl deschidem, merită să fie deschis tot timpul mirosul. Chiar am să-i spun Zărel să nu mai punem, să nu mai acoperim mirosul. Cele două merg foarte bine. Așadar, mirosul să fie deschis și deschidem și Hanemanul. Albina se circule, asta va fi orfanizată, deci cea din față, din familia de bază, va fi orfanizată, da? Și ea va încerca să caute matca. Ei, dacă îi pun aici o matcă cu două rame, care este de anul ăsta, matcă tânără, matcă valoroasă, atunci albina
o va accepta căutând-o, feromonii vin din partea asta, din buzunărel, o va accepta fără nicio comentariu, nu agresează, vă spun sigur că nu agresează, pentru că în prima fază nici n-am să o lipesc de diafragma asta cu patru ochiuri. Am să o las un pic la o distanță cât de cât. După 24 de ore o lipesc și veți vedea cum albina, așa cum o vedeți acum, se vine masiv în partea asta. Și când am văzut că a venit destul albin în partea asta, în buzunărel, atunci cele două rame sunt puse aici în față, da? Și toată treaba este rezolvată. Sau, cel mai ușor, luăm diafragma cu patru ochiuri, deci deschidem frumos, tragem și, ce credeți, matca se va duce în spate, se va duce în familia de bază. Și așa face introducerea foarte simplu, fără ca familia să aibă vreo, fără ca să sufere. Deci, iată, suntem în cules la tei. Și atunci, o astfel de problemă o putem rezolva, nu? Fiindcă am descoperit-o, fără să perturbăm culesul. Așadar, recapitulăm. Voi veni acum cu două rame, cu o matcă tânără dintr-un nucleu. Și cu două sau trei rame, văd exact cum stau lucrurile, și în felul ăsta voi introduce matca în familia de bază fără ca aceasta să aibă niciun stres. Da? Deci, iată, o stup în tot felul de împrejurări, tot felul de ocazii. Și noutatea este asta, că acum avem diafragma cu patru ochiuri și cealaltă cu două ochiuri, nu? Din plastic. Nu mai avem problema aceea complicată când se deteriora foarte repede. Voi aveți dreptate. Viorela găsește soluții și îi mulțumesc pe ocazie, cu ocazia asta. Că duce așa cu succes, deci mai departe tehnologia aceasta, căutând să optimizeze, găsea soluțiile cele mai bune. Eu, sigur, trec într-o perioadă mai dificilă cu mama mea care e bolnăvioară, am timp mai puțin, dar se găsește cine să continue. Iată Viorel cu pânzile sus și continuă activitatea. V-am arătat acest lucru cu alte ocazii, când mai apar alte probleme, vi le voi prezenta foarte rapid. La revedere, dragilor!